undeva în Brașov, pe o stradă, într-o casă, există un mic atelier de creație, unde se modelează lutul de la substanța lui primară, care se găsește în natură, până la a deveni artă. Luăm o bucată de lut, o frământăm, cu mâinile și începem să o modelăm. Dăm frâul liber imaginației, având o schiță realizată mental și acea schiță din mintea noastră ne dă imboldul de a crea. Roata olarului, o roată magică, o roată în care lutul, plecând de la substanță, ia formă, mâinile modelând lutul, în mișcarea ei centrifugală a roții și îndemânarea mâinilor face să iasă un obiect care tot timpul a reprezentat puterea creativă a omului. Roata se învârte și lutul, substanța primară, începe să ia formă, iar mișcarea circulară a substanței parcă este o mantră, o mantră care emană după aceea nașterea unui obiect pasiune, suflet, atenție, cu mâinile, vom face obiecte care ne vor da satisfacția împlinirii noastre personale. Da, modelarea lutului este un mod de a ne exprima așa cum este sculptura sau pictura. Întoarcerea la origine, la vechile meșteșuguri, la modelarea lutului, ne duce la împlinire, la satisfacție, la liniște, la pacea sufletească.